Peste 30 de copii au avut parte de un sfârșit de săptămână pe cinste la Moiad. Grație unui proiect în care s-au implicat parohia Moiad, Consiliul Județean Sălaj, dar și părinții celor mici, copiii din sat s-au bucurat de activități distractive, de la concursuri de alergare până la campionate de pescuit. Veselia a început de sâmbătă și a continuat până duminică seara. Timp de câteva ore, copiii au pus stăpânire pe o stradă din localitate, iar circulația a fost permisă doar pentru cei prea mici să aibă permis de conducere. Care putem să ne jucăm și îmi place mie din cauza că e primăvară, vin de departe, vin din Arad. Câte ture ai dat astăzi? Nu știu exact, nu le-am numărat. Dar au fost multe, așa? Da, au fost multe. Și ai de gând să mai faci câteva până după masă? Da, sigur. La pescuit o să te duci? Da, cum să nu. La pescuit data trecută am luat la cei mai mulți pești. Felicitări! Da. Cât pește ai prins? 41. Nu e complicat pentru o fată? Fetele de obicei se joacă cu păpușile. Nu. Cam cât ți-a luat să înveți să conduci mașinuța asta? Nici nu știu ce e. Nu mi-a luat foarte mult să mă învăț. Câte ture ai făcut astăzi? Nu știu, nu ne-am numărat. Ți-a plăcut? Te-ai distrat? Da. De unde ești? Din Bobota. Ai venit astăzi până aici special pentru distracție? Da. Am încercat pentru al doilea an consecutiv, în colaborare cu Consiliul Județean și cu Binecuvântarea Episcopiei, să organizăm o alternativă de petrecere a timpului liber pentru copiii din Moiad și nepoți de ai satului. Ca bază sau un lucru, să spunem, pe care dorim să-l facem în fiecare an, este faptul că avem o pescărie în sat și dorim să îi ducem în fiecare an. Pe lângă aceasta, încercăm să adăugăm fel de fel de lucruri interesante care să îi atragă și să-i facă să iasă mai mult din casă, într-o lume a tehnologiei, calculatorului, tabletei, telefonului și așa mai departe. Anul trecut
am organizat Sfântul meu Ocrotitor și Peștișorul de Aur. Anul acesta am încercat să-l modificăm un pic, să spunem la mișcare după Peștișorul de Aur. Și am făcut ieri un cross împreună cu copiii prin sat, am fost la pescărie unde au fost foarte încântați de la cel mai mic până la cel mai mare, iar astăzi, după această distracție cu mașinuțele electrice prin sat, o să aibă loc din nou o partidă de pescuit, iar mai târziu dorim să învățăm și ceea ce înseamnă educația rutieră și trecerea de pietoni și toate celelalte care îi vor ajuta, nădăjduim pe viitor, ca să nu se întâmple fel de fel de evenimente neplăcute. Și de aceea, în colaborare cu poliția din Sărmășag, o să facem și un curs de educație rutieră pentru copiii de aici. Ziua se va încheia cu un foc de tabără, vom aprinde lampioane și sperăm ca acest eveniment să-l realizăm în fiecare an, fie cu ajutorul unor parteneri sau cu ajutorul părinților care ne-au fost de fiecare dată alături în organizarea acestor evenimente frumoase. Cam câți copii au fost ieri și astăzi la aceste evenimente? În jur de 30 de copii au fost, de la 2 ani, un an, 2 ani, până la 14-15 ani au fost la acest eveniment. Ce captură ați avut ieri la pescuit? Am înțeles că a fost vorba despre o captură record. Da, într-adevăr, nu au fost foarte mari peștii, dar bucuria lor a fost deplină. Ieri am numărat fiecărui participant captura și au fost în jur aproape 500 de pești prinși. Am premiat peștele cel mai mare, cel micuț, numindu-l Peștișorul de Aur, și participantul care a prins cei mai mulți pești la acest concurs. După distracția de la mașinuțe, a urmat un eveniment inedit, gustat din plin de cei mici, dar și de cei mari. La mormântul ostașilor din curtea bisericii s-a cântat imnul național și s-au aprins fumigene în culorile tricolorului, totul în aplauzele copiilor. Gașca gălăgioasă s-a mutat apoi pe baltă, unde, atât sâmbătă cât și duminică, toată lumea a încercat să pescuiască Peștișorul de Aur. Nu s-au prins pești mari, dar s-au prins pești mulți.
Îmi spui și mie ce aici în găleată? Un pește. Acum l-ai prins? A fost greu să-l pescuiești? Da. Da? Câți pești ai prins până acum? Mulți. Mulți? Da. Și ai prins și anul trecut? Da. Și ce faci tu cu ei? Duci acasă și ce faci cu ei? Și îi las. Îi lași? Unde îi lași acasă? Acolo în acvariu? Da. Și pe urmă ai grijă de ei? Da. Am așteptat mult, dar într-un final am reușit să-l prind. Ăsta e peștișorul de aur? Da. Și care e dorința ta? Ce dorință îți pui? Să prind mai mulți. Cât mai mulți peștișori. O să-i eliberezi sau îl duci acasă și îl pui în acvariu? O să-l duc acasă și îl pun în acvariu. Ce ai acolo? Un pește. L-ai prins singur? Da. A fost greu? Te-ai chinuit un pic? Nu. Dar nu e prea mare undița asta pentru tine? Ba da. Ba nu. Ba da sau ba nu? Ba nu. Și ce faci cu peștele ăsta? Ce să faci cu el? O să-l pun în găleată undeva. Pui în găleată? Și pe urmă îl duci acasă? Da, dar nu știu unde mi-e găleata mea. Ce se întâmplă acum aici în spatele nostru? Am venit din nou la o nouă sesiune de pescuit cu copiii și după cum vedeți sunt foarte încântați pentru fiecare pește pe care îl prind și se bucură de el. Din câte am văzut, capturile sunt impresionante, mici, dar foarte numeroase. Da, de fiecare dată când am venit cu ei, asta m-a făcut să-i aduc și sper să-i aduc cât mai des la acest loc, să aibă o alternativă de petrecere a timpului liber în această lume a tehnologiei. Văd că ați reușit să corupeți cumva și părinții spre astfel de activități. Da, sigur, mai ales că și anul trecut, dar și anul acesta au fost părinți care nu au pescuit niciodată până acum și erau tare încântați, mult mai încântați poate decât copiii mici. Și au făcut curaj până la urmă și părinții să pună mâna pe viermișor și râme, copiii văd că n-au nicio problemă. Da, a fost mai greu un pic cu mamele, cu tații, așa, dar încercăm să învățăm și pe cei mai mari și pe cei mai mici, tainele pescuitului. Nu ne-am parat sportiv, măcar așa de hobby și de petrecerea timpului liber. Și cu această ocazie țin să mulțumesc și celor care ne-au pus la dispoziție această locație, domnului Ciobi Herneac din Sărmășag și doamnei Erica Dul, care de fiecare dată când avem nevoie ne-au pus la dispoziție cu toată dragostea, mai ales că este vorba de copiii satului și de plăcerea lor. Sincer, și acum este un rezultat imediat, bucuria lor, se vede pe echipurile lor de fiecare dată când prind un pește, dar nădăjduiesc că rezultate se vor vedea și pe termen lung, când vor mai crește și de ce nu să ajungă poate pescari profesioniști într-un viitor apropiat. Seara de duminică s-a încheiat cu un foc de tabără în curtea Căminului Cultural.